Bună ziua! Ne aflăm în fața unui nou proiect al Doxologia Media, un proiect ce se raportează la Evangheliile Duminicale și este un proiect, de fapt, în care ne propunem ca împreună să poposim asupra pericopelor evanghelice care se citesc în bisericile noastre în duminicile de peste an, și să încercăm în câteva minute să subliniem, de fapt, o idee sau două din aceste pericope evanghelice, idee care poate constitui după aceea nu răspuns la o serie întreagă de dileme sau probleme pe care le avem noi, dar măcar un punct de pornire pentru, de ce nu, o cercetare ulterioară, o meditare ulterioară asupra textului Sfintei Scripturi, cu pregădere asupra textului Evangheliilor. Și această nouă dorință, acest nou proiect al Doxologia Media debutează, ne-am gândit noi, într-o duminică extrem de importantă pentru întreaga biserică, Duminica Mare socotită, Duminica Rusaliilor, când în întreaga biserică se prăznuiește, așa cum știm, Sărbătoarea Cincizecimii sau Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh. Adică proiectul începe, haideți să spunem dacă îmi este permis așa ceva, odată cu nașterea bisericii. Și Evanghelia care ne este pusă în atenție în această perioadă și pe care o putem asculta în duminicile noastre este o pericopă evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 7. Și din această pericopă am ales tocmai pentru a poposi împreună asupra unor aspecte din Evanghelia ce se citește, am ales de fapt versetele, să spunem așa, 38, 37 și 38, cu o scurtă legătură în versetul 39. Voi da pe scurt citirea acestor versete tocmai pentru a înțelege de ce ne-am oprit asupra lor. Și începe pericopa că în ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Interesant este, pe de o parte, contextul în care Hristos rostește aceste cuvinte. Ne aflăm în Ierusalim, în templu din Ierusalim, după cum vedem în contextul capitolului al șaptelea din Evanghelia după Ioan, la una dintre cele trei mari sărbători ale comunității iudaice. Împreună cu Paștele, sărbătoarea Cincizecimii, suntem de fapt astăzi la sărbătoarea corturilor. Când Mântuitorul Iisus Hristos era prezent în Ierusalim, o sărbătoare cu o vechime destul de mare, își găsește oarecum rădăcinile în Scriptura Vechiului Testament, în momentul ieșirii poporului evreu din pământul Egiptului, momentul de fapt al șederilor în Sinai, o sărbătoare când evreii locuiau în corturi și găsim informații despre ea în Levitic, capitolul 23. Și, bine, în acest context, când exista un ritual pe lângă jertfele acelea pe care le aduceau evreii la templu din Ierusalim, un ritual al sărbătorii post-exilic oarecum, deci după întoarcerea evreilor din exilul babilonic, când preotul în fiecare dimineață, sărbătoarea durea 7 zile, în fiecare dimineață cobora la scăldătoarea siluamului, lua apă într-un vas de aur pe care o aducea, o amesteca cu vin și apoi această apă amestecată cu vin era turnată după aceea în sunetul muzicii instrumentale, cum era în vremea respectivă, era turnată la poalele altarului. E bine, în acest context, când exista practica aducerii unui vas cu apă, Mântuitorul Iisus Hristos se ridică, stă între ei, se ridică și iată, adresează aceste cuvinte care sunt extrem de importante și pot constitui un punct de plecare. De ce? Pentru că ceea ce citim noi aici a ridicat, de fapt, o serie, sunt două versete care au ridicat probleme în exegeza biblică. Probleme impropriu spus, dar versetul a fost interpretat și tradus, de fapt, în două modalități diferite. Prima modalitatea este cea pe care o și găsim, de fapt, în ediția sinodală a Sfintei Scripturi, pe care am citit-o și care îi voi mai da încă o dată citire. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Punct avem aici. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Foarte interesant, deci pe de o parte
Textul ne face și ne lasă să înțelegem că apa vie, apa cea vie, râurile de apă vie vor curge din pântecele celui care crede în Mântuitorul Iisus Hristos. De cel care crede, din pântecele lui vor curge râuri de apă vie. Interesant este că Mântuitorul spune cum a zis Scriptura, referire la Scriptura Vechiului Testament, și exegeții s-au străduit să găsească argumente care să scoată în evidență un text biblic vetestamentar care vorbește despre acest lucru, și într-adevăr avem o serie întreagă de texte care vorbesc despre legătura dintre cuvintele omului și apa. Avem în pilde capitolul 18, versetul 4, vorbele ieșite din gura omului sunt ape fără fund, izvorul înțelepciunii este un șuvoi care dă peste maluri. Avem după aceea un alt text asemănător la Isaia, în capitolul 58, versetul 11, unde spune că Domnul te va călăuzi necontenit și în pustiu va sătura sufletul tău, El va da tărie oaselor tale și vei fi ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie care nu seacă niciodată. E bine, această nuanță de traducere acceptată în general de către părinții răsăriteni întâlnită la Origine este strâns legată, cum spuneam, de faptul că aduce în atenție nu atât pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Cel care este prezent acolo în templul din Ierusalim, cât pe Cel care va crede în Mântuitorul Iisus Hristos. Cealaltă nuanță oarecum de traducere pe care au înțeles-o inclusiv unii părinți ai bisericii și unii exegeți este cu o mutare, dacă îmi permiteți, a punctuației. Și atunci, mutându-se punctuația, textul poate fi înțeles în sensul următor. Dacă însetează cineva, să vină la mine. Punct. Și să bea cel ce crede în mine. Iarăși, punct. Și după aceea, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecile lui. Și este un text care aduce, precum a zis Scriptura, și versetul acesta poate fi interpretat în sens mesianic, pentru că sunt o serie întreagă de argumente, de texte mesianice cu raportare la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, la Mesia, cel care va veni din acest punct de vedere. Și iată că în acest sens înțelegem că râurile de apă vie care vor curge se raportează nu la cel care crede în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ci la însuși Hristos Domnul care este izvor de apă vie. Și în acest context avem o serie întreagă de texte biblice care suportă această interpretare că Mântuitorul Iisus Hristos este izvorul de apă vie. Și ne aducem aminte, nu cu multe capitole în urmă în Evanghelia după Ioan sau cu multe duminici din punct de vedere liturgic, întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă când el vorbește despre apa cea vie. Sunt aceste două nuanțe de interpretare, de traducere a textului extrem de interesante și ambele ne oferă de fapt o multitudine de interpretări și modalități de a medita, fie pe de o parte Hristos este apa cea vie, fie pe de altă parte înțelegem că din cel care va crede va izvora apa cea vie. Personal, raportându-mă la faptul că biserica a preferat această pericopă pentru Duminica Cincizecimii, pentru Duminica Pogorârii Sfântului Duh și nu altă pericopă din Evanghelia după Ioan ce vorbește despre Duhul cel Sfânt, Mânghietorul, mai sunt pasaje în Evanghelia Ioaneică despre Duhul Sfânt, mă face să accept prima interpretare, cea a părinților răsăriteni, mai puțin a părinților apuseni, spre exemplu, interpretarea pe care o avem și noi în tradiția și în ediția sinodală, că se raportează la cel care crede în Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că, iată text, versetul imediat următor spune că a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L primească. Și atunci, Evanghelia este așezată într-un context în care cei care cred în Mântuitorul Iisus Hristos la cincizecime au primit Duhul cel Sfânt și prin primirea Duhului, atunci iată, ei devin izvoare de apă vie, izvoare de binecuvântare, izvoare de viață pentru toți cei care vor crede și crede în Mântuitorul Iisus Hristos. Acestea sunt câteva. Este un mod în care putem înțelege pasajul acesta scripturistic și posibilitatea pe care ne oferă Scriptura de a gândi, de a medita la Cuvântul lui Dumnezeu, cum poate crește El în viața noastră și, de ce nu, cum poate rodi viață duhovnicească. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți părtași la acest nou proiect al Doxologia și rugăm pe Dumnezeu să ne dorească Duhul cel Sfânt, tocmai ca și noi la rândul nostru să putem fi izvoare de apă vie. Mulțumesc mult! Dumnezeu să ne binecuvinteze!